Vineri 20 octombrie, ministrul Consultării Publice și Dialogului Social, Gabriel Petrea, va face o vizită în Maramureș. El va avea întrevederi cu oficialitățile locale, sindicatele și patronatele, dar și cu reprezentanții ai organizațiilor neguvernamentale din județ. Ministrul va participa și la ședința Comisiei de Dialog Social. Veste bună pentru elevii din învățământul primar și grupele din învățământul preșcolar. Aceștia vor avea parte de o vacanță de o săptămână în intervalul 28 octombrie-5 noiembrie 2017. Pe 25 octombrie, la Biblioteca Județeană Petre Dulfu din Baia Mare va avea loc lansarea albumului cu titlul Mons Medius, istoria ilustrată a orașului Baia Sprie. Această a noua carte este parte a unui proiect cultural marca Electrosystem și completează suita de albume dedicate Maramureșului.